eu sunt Mirela și eu sunt Dea și împreună suntem MIT. Mirela arde nerăbdare. Aici pe masă avem niște farduri, dar mai ales avem fond de ten. Amândouă știm că un fond de ten are nenumărate forme de folosință. Spune-mi, te rog, ce facem astăzi cu fondul de ten? Ai zis bine, fondul de ten este un produs pentru ten, el trebuie folosit pe tot parcursul anului pentru că ne protejează tenul de factorii nocivi din atmosferă, factorii de mediu. Dar ce vreau să povestesc astăzi? Vreau să spun că fondul de ten este bun și pentru pielea corpului. Să zicem că este seară. Și avem o rochiță cu brațe goale, e mai scurtă, flu-flu, mai așa. Flu, da. Și vrem să arate pielea bine, da? Să se vadă într-un fel, altfel. Putem să fardăm cu un strop de fond de ten și arată genial. Deci se texturează, arată bine. Hai să vedem cum. Da? Întâi trebuie hidratată pielea pentru ca acest fond de ten să arate foarte bine. Mirelușe trebuie să plec în Delta, în vreo două weekenduri le voi petrece în Delta. Se potrivește fondul de ten? Voi fi într-un hotel elegant, frumos? Voi avea rochițe flu-flu? Este foarte bun dacă ești într-un hotel seara și ai rochie flu. În Delta, nu-i așa? Da? Un pelican pe lângă mine. Te rog frumos să-mi dai mâna. Am mixat două nuanțe care să se potrivească cu nuanța pielii tale. A, ce-mi place cum aplici așa cu buretele, e tare finuț. Poți să aplici cu buretele, cu mâna, poți să masezi, nu trebuie să... Cu buretele. Vai, ce plăcut e, foarte fain. În burete foarte moale. Spune-mi, te rog, contează dacă iei fondul de ten de pe o placă așa cum ai tu sau îl iau direct din sticlă? Eu l-am pus pe spatulă pentru că am amestecat două nuanțe ca să nimerez nuanța ta. Da. Dar poți să-l pui și direct din tub dacă ai produsul tău pe care ți l-ai ales și știi să-l folosești. Și-l aplici ca și când te-ai da cu o cremuță. Trebuie să masezi bine și el se fixează. Deci poți să te arunci în piscină, fondul de ten va rămâne la locul lui, nu se va lua pe rochița ta cea flu. Spune-mi, te rog, cât timp trebuie să aștept? Deci mi-am pus hidratarea, după care mi-am aplicat cu foarte multă grijă cu ajutorul buretelui, pentru că chiar nu se compară un fond de ten pus cu mâna și unul pus cu buretele. Cât timp trebuie să aștept până când el se fixează în piele și rămâne acolo? Până îl simți că se stabilizează. Nu trebuie să pui mult, dar arată foarte frumos și dacă vrem așa un plus de efect, de strălucire, de glam, de ce vrei tu, putem fixa și mai bine produsul cu puțin pudră iluminatoare. Dar nu facem apus nici de ea, un pic doar central. Să zicem că pe picioare trebuie să te dai așa de la, din centrul genunchiului până în vârful degetelor și atunci piciorul va părea mai subțire, mai lung, se creează un efect. Stai, că aici mă interesează ce spui. Uh-huh. Deci, pe picioare mă dau cu o cremă hidratantă, da. După care încep să întind fondul de ten pe picioare peste cremă, îl tapotez bine până când se așează, până când se fixează bine, după care pot să vin cu o pensulă și cu această pudră iluminatoare trebuie să am grijă să trag o linie de la genunchi în jos, să zicem de deasupra genunchiului, în jos. De la rochiță, așa. Mirela, și este suficient dacă eu pun pudră iluminatoare pe picior doar pe partea din față? E perfect și o dungă subțire, difuză, cât să dea așa un pic de strălucire și să nu știi de ce arată atât de bine acea piele. Stai că m-ai prins. În primul rând că nu am știut că eu trebuie să-mi pun fond de ten inclusiv pe toată zona asta de mână, adică inclusiv pe degete. Eu mi-am mai pus, dar nu mergeam cu fondul de ten chiar până la unghie. Arată minunat! Se vede diferența dintre mâini, magia ține de detalii. Se vede că pielea este îngrijită, este frumoasă, este elegantă, se vede că tu ai grijă de tine. Cât fond de ten am nevoie ca să-l aplic pe mâini, pe piept, pe zona de picioare? Dacă ai o sticluță cu atomizor, 2-3 pufuri uniformizate bine în palme și date exact ca și când ne-am aplicat o cremă de corp oarecare. Și uniformizăm bine. Mireluș, mulțumesc că ai avut grijă de mine. Și eu îți mulțumesc că ai avut încredere și noi să nu uităm că dacă avem grijă de noi, avem grijă și de cei din jurul nostru. Suntem Mirela și Tea, împreună suntem MIT. Vă mulțumim că sunteți cu noi, ne întâlnim săptămâna viitoare.